Domnul nostru vine, iar pentru unii, cu durere, Domnul a venit și a luat la sine. Noi încă mai suntem aici și am vrea să ne putem pregăti și știm că sunt obiceiuri bune pe care le-am păstrat în timpul când am putut să ne strângem cu toții și am vrea să le păstrăm și acum când nu ne mai putem strânge cu toții. Și unul dintre ele a fost ca joia să avem studii biblice și de mai bine de 10 săptămâni studiem pildele Domnului Iisus Hristos. Iată-ne astăzi, într-o zi de joi, la cea de-a 10-a pildă rostită de Domnul Iisus Hristos. Îmi doresc să putem fi cu toții de nota 10. Nu-mi doresc să credem că suntem de nota 10 și nici nu-mi doresc să părem de nota 10. Îmi doresc să fim de nota 10. Și pe lângă această dorință de a fi de nota 10, să știți că avem și o datorie. Așa că vă invit pe toți acolo unde sunteți, dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, să deschideți Sfânta Scriptură la Matei, capitolul 18, de la versetul 21 la versetul 35, pagina, pentru cei care aveți ediția Cornilescu, 945. Vă invit acolo unde sunteți să vă ridicați și să dăm cinste Cuvântului Dumnezeu. Potrivit versetului anterior, versetul 20, care spune că căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Noi ne-am adunat aici doi sau trei, voi sunteți cu mult mai mulți și cu siguranță știm că suntem în prezența lui Dumnezeu. De aceea am vrea să citim ca în prezența lui Dumnezeu, Matei 18, de la versetul 21 până la versetul 35, inclusiv 945, ediția Cornilescu. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă invit acolo unde sunteți, pentru cei ce v-ați ridicat, să reocupați locurile. În această zi ne stă înainte pilda robului nemilostiv sau pilda datornicului nemilostiv. Există în Sfânta Scriptură o pildă a bogatului nemilostiv, dar acesta era un rob, un datornic. Și n-ar fi uimitor când un om care o duce bine nu înțelege pe unul care o duce greu. Cât este de uimitor când un om care o duce greu să nu înțeleagă pe un om care o duce greu. De data aceasta,
Ni se vorbește despre un om nemilostiv pentru că omul acesta a fost neiertător. Dacă vreți, lipsa milei este lipsa iertării în această perspectivă acestei pericope biblice din această pildă. Pentru că un om care, într-adevăr, are milă, nu e doar văzut de noi acela care oferă mâncare copiilor din Africa, ci un om care are milă oferă iertare celui de lângă el. Nu că de cele mai multe ori ne mult mai ușor să oferim mâncare unuia de la marginea pământului, însă ne este mult mai greu să oferim iertare unuia de la marginea scaunului nostru. Există în Biblie cel puțin trei direcții ale iertării. Și acestea sunt așezate ca direcții în funcție de dificultatea lor. Cred că prima direcție, ca dificultate, reprezintă direcția iertării de la Dumnezeu către noi. Când Dumnezeu a ales să ne ierte pe noi. Să știți că Dumnezeu iartă pe orice ce om care vine la El. Așa spunea psalmistul în Psalmul 103, versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale. Nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Ca drept dovadă a iertat și tâlharul de pe cruce. Ca drept dovadă a iertat și femeia prinsă în preacurvie. Psalmistul David, un om după inima lui Dumnezeu, care a păcătuit și el, că noi credem că Dumnezeu iartă doar pe cei care nu-l cunoșteau. Dar sunt oameni care greșesc și dacă cineva, copilașilor, a păcătuit mai mult decât a greșit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și nu numai în Noul Testament ni se prezintă, ci și în Vechiul Testament, psalmistul David, după ce a păcătuit, scrie în Psalmul 32, versetul 5, atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legile. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Acum Dumnezeu, pe lângă faptul că iartă orice persoană, Dumnezeu iartă orice popor și făgăduința aceasta este în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Cuvânt care spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dumnezeu să ne ajute, ca persoane, ca popor, să căutăm iertarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru iartă. Pe de altă parte, a doua direcție a iertării este de la noi către noi înșine. Pentru că se prea poate ca și dificultate să nu fie atât de dificil să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu, cât este de dificil după ce am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu să ne iertăm noi pe noi înșine. Sunt oameni care nu cred că se mai pot ierta, oameni care spun, eu personal n-am să mă mai iert vreodată. Dar vreau să vă spun că dacă Dumnezeu din cer iartă un om, cu atât mai mult acel om e dator să se ierte pe sine. Pentru că Dumnezeul nostru a iertat. Numai că noi, după ce suntem iertați, ca dovada faptului că suntem iertați, trebuie să ne comportăm ca niște oameni iertați. Pentru că așa spune în Ioan 8:11, femei prinsă în prea curvie, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iar celui de la scăldătoare în Ioan 5:14 spune, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Acum aș vrea să ne amintim de faptul că probabil că nu prezintă multă dificultate să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu. Prezintă probabil o dificultate mai mare să beneficiem noi de iertarea noastră, dar cred că cea mai mare dificultate este surprinsă în faptul că ne e cel mai greu să iertăm pe semenii noștri. Și aici este punctul pe care Dumnezeu vrea să-l atingă. Și în prima parte aș vrea să ne uităm, înainte de textul propriu-zis al pildei, la contextul pildei, pentru că versetele 21 și 22 sunt parte a contextului și de la 23 până la 35 sunt parte a textului pildei. Și vreau să vă spun că până a intra propriu-zis în text, aș vrea să ne oprim puțin la context. Pentru că pilda aceasta s-a născut în urma unei probleme. Problema aceasta este semnalată printr-o întrebare la care primește răspuns Petru de la Domnul Iisus.
Versetul 21 face parte integrantă a întrebării pe care o adresează și versetul 22 face parte integrantă a răspunsului pe care îl primește. Versetul 21 spune, atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Petru, așa cum debutează cu acest adverb de timp, atunci, a ascultat cuvintele din prealabil, începând cu versetul 15, cuvinte care erau rostite de Domnul Iisus Hristos, în preajma inclusiv a lui Petru, cuvinte care spuneau, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascult, ai câștigat pe fratele tău. Și atunci Petru probabil s-a întrebat, permiteți-mi să pătrundem împreună în mintea lui, sau măcar să ne imaginăm, folosind mintea noastră, cum oare Petru, ascultând cuvintele acestea, a încercat să așeze o limită. Pentru că atunci când a spus, Doamne, de câte ori, Petru a gândit că trebuie să ierte. Dar a zis, cred că trebuie să iert, dar cu limită, pentru că dacă ești prea bun, oamenii te vor lua de prea slab. Și atunci Petru ridică această întrebare, probabil potrivit versetului 15. Ascultând cuvântul acesta, s-a gândit, e adevărat, trebuie să iert, dar oare de câte ori trebuie să iert? Pe de altă parte, mă gândesc că Petru era un om tare coleric, era un om aspru. Petru era foarte impulsiv. Ne dăm seama de faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 16 rosește afirmația faptului că va trebui să sufere, va trebui să fie prigonit și va trebui să fie chiar omorât. Petru îl mustră pe Domnul Iisus Hristos. Ca să vedeți cât de aspru era Petru și permite să mustre pe Dumnezeu Fiul. Și mai mult decât atât, numai numele său, Petru, vine de la Chifa, care reprezintă simbolistica grecească a unei pietre. Era o piatră dură, Petru. Și mai mult decât atât, ne amintim că în grădina Ghețimane, atunci când ar fi trebuit să se roage, nu s-a rugat. Și când ar fi trebuit să acționeze, a acționat și a tăiat urechea, se surprinde duritatea pe care o avea Petru. Era foarte impulsiv. Și atunci poate supărat Petru când cineva cu adevărat îi greșea, chiar păcătuia înaintea lui, a fost determinat să ridice această întrebare de dincolo de prima ipoteză de lucru a versetului 15. Probabil că este ipostaza lui de om impulsiv, aspru, un om dur. Și atunci Petru ridică întrebarea aceasta pentru că era o problemă care îl frământa pe el. Și mă bucur, pe de altă parte, că Petru ridică întrebarea aceasta, că dacă Petru n-ar fi întrebat, n-ar fi răspuns Domnul Iisus Hristos și n-am fi beneficiat noi de răspunsul Domnului Iisus Hristos. De aceea nu ne fie teamă în viață să întrebăm, pentru că știți că cele mai frumoase răspunsuri s-au născut uneori din cele mai urâte întrebări. Așa știe Dumnezeu să plămădească felul omului și scoate tot ce-i mai frumos, din noroi scoate diamant. Dumnezeu Fiul a știut, uitându-se la Petru, să ridice acest răspuns pentru că a fost adresat o întrebare. Și Dumnezeu nu se sfiește să răspundă la nicio întrebare, abia așteaptă întrebările noastre. Și vreau să vă spun că mulți nu pun întrebări, probabil din complexul de superioritate, spun să mă plec eu? Ce vor spune ceilalți despre mine? Sigur că aici e o formă de orgoliu, o formă de mândrie, o formă de aroganță, dar există și alții la polul opus care nu pun întrebări din complexul de inferioritate. Spun, oare se va pleca el să-mi răspundă mie? Și sunt oameni care gândesc că mai bine pentru o clipă să nu se facă de rușine. Dar vreau să vă spun că s-ar putea să te faci de rușine o clipă și să ștergi rușina o viață, dar dacă nu pui întrebarea, probabil că ștergi rușina o clipă și câștigi rușinea o viață. De aceea să ne ajute Dumnezeu să avem îndrăzneala să punem întrebări. Și sigur că dacă aveți întrebări, le puteți spune și dumneavoastră în măsura în care suntem în măsură de a răspunde. Dar există un Dumnezeu care merită să primească întrebările noastre pentru că este în măsură să răspundă la fiecare dintre ele. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vreau să vă spun că există și în privința aceasta trei lucruri pe care trebuie să le știm atunci când punem întrebări. E foarte important la cine punem întrebările. Vedeți, Petru a știut cui să-i adreseze. S-a adresat Domnul Iisus Hristos, care era reprezentantul divinității. Vreau să vă spun că trebuie să învățăm să ne adresăm oamenilor care reprezintă pe Dumnezeu, care l-au pe Dumnezeu, pentru că ei sunt în măsură să ne răspundă. S-ar putea, dacă nu adresăm cui trebuie întrebarea, să ne trezim cu mai multe întrebări. S-ar putea să ne trezim cu răspunsuri greșite.
Apoi, pe de altă parte, e foarte important, nu numai la cine punem întrebarea, ci și de unde punem întrebarea, spune în versetul 21, atunci Petru s-a apropiat de el. Pentru că Petru a înțeles că dacă vrea să obțină un răspuns, trebuie să se apropie de cel care merită să dea răspunsul. Și acesta este Domnul Iisus. Pentru că nu-i problemă că el nu aude întrebarea, dar s-ar putea tu să n-auzi răspunsul. De aceea trebuie să învățăm să ne apropiem și spiritual, ca să putem să obținem răspunsurile pe care le așteptăm de atâta vreme de la Dumnezeu. Și în al treilea rând va trebui să învățăm nu numai la cine punem întrebarea, nu numai de unde punem întrebarea, ci și cum punem întrebarea. Pentru că Petru a pus-o într-un mod reverențios și spune, Doamne, aceasta este forma respectului, recunoștinței. Vreau să vă spun că va trebui mai mult decât atât să înțelegem că Petru a pus o întrebare și întrebarea aceasta și-a găsit răspunsul. Nu trebuie să-l mai căutăm, pentru că răspunsul este deja oferit. Îl găsim în versetul următor. Și îmi place foarte mult că înainte de versetul următor, Petru, deși a pus o întrebare, n-a greșit, dar a încercat să dea un răspuns. Și aici cred că Petru a greșit. Pentru că n-a avut curajul să dea răspunsul, l-a pus sub formă unei întrebări. Și completează, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și apoi Petru pune răspunsul sub formă unei întrebări. De 7 ori? Și m-am întrebat de ce Petru a spus de 7 ori. Vedeți, a ierta o dată, poate a zis că e prea puțin. A ierta de 2 ori, azi nici atât n-ajunge. De 3 ori, aceasta reprezintă o cifră a sfințenii, spun mulți al lui Dumnezeu, potrivit Isaia, capitolul 6, unde serafimii spuneau în versetul 3, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Probabil am spune noi, dar nu-i doar de 3 ori sfânt, Dumnezeu este de infinite ori sfânt. Spuneau Sfânt, 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 pentru că vorbeau despre un Dumnezeu Tatăl, un Dumnezeu Fiul, un Dumnezeu Duhul Sfânt. Vorbeau despre un Dumnezeu în trecut, despre un Dumnezeu în prezent, despre un Dumnezeu în viitor, despre un Dumnezeu care este, care a fost și care va fi. Dar vreau să vă spun că a ridicat mai mult decât 3 ștacheta. Și a spus de 7 ori. Și 7 reprezenta o cifră a dumnezeirii, pentru că în ziua 7-a Dumnezeu s-a odihnit, Geneza 2:2, și a binecuvântat ziua aceea. Și probabil am spune ce răspuns bun a dat Petru, dacă nu ne-ar fi dat Domnul și versetul următor. Dar pentru că Petru a încercat să ridice ștacheta până la 7 și Domnul Iisus Hristos a fost foarte atent la cifra lui, nu numai că i-a infirmat, se aștepta, îmi va confirma răspunsul, nu, i-l-a infirmat. Eu nu spun până la 7 ori, dar l-a mulțit și a zis 70 de ori câte 7. M-am gândit la Petru. Petru spune, de câte ori să iert pe fratele meu? Noi știm că Petru a avut cel puțin un frate, Andrei. Mă gândesc și era în inima lui Petru. Probabil că se nasc în orice familie probleme de felul acesta între frați și păcătuiește unul împotriva celuilalt. Dar Petru, care probabil a fost foarte apropiat de Andrei, dat fiind faptul că lucrau împreună până să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, și mai apropiați după ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, că au lucrat în continuare și mai împreună, a avut anumite conflicte, că noi ne gândim de câte ori să iert pe fratele meu, făcând referire la frază de credință, dar probabil că semnificația făcea referire în primul rând la frază de trup și l-avea doar pe Andrei ca frate de trup, probabil, și permiteți-mi să mă gândesc și să interpretez că Petru n-a avut probleme cu soacra, pentru că n-a întrebat în felul acesta. Ba din potrivă, a cerut să-i fie vindecată. N-a avut conflicte, dacă avea soacră, sigur că avea și soție. Atât de multe conflicte cu soția. Nici cu tatăl, pentru că îi spune în Ioan 21, avea tată. Simone, fiul lui Iona, este Ion al Noului Testament, neconfundabil cu Ion al Vechiului Testament. Dar a avut probleme cu fratele. Și Dumnezeu urăște pe cei ce stârnesc certuri între frați, mai ales când din interior vin certurile. Și atunci Petru a întrebat, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Probabil că a existat această problemă și a zis Petru, cred că trebuie să punem limită, să nu care cumva să păcătuim și să ne lăsăm păcătuind în continuare. Acum vreau să vă spun că Domnul îi mulțește pe lângă faptul că îi infirmă ștacheta de 7 și spune de 70 de ori câte 7. M-am gândit de ce oare a spus de 70 de ori câte 7. Sigur că Biblia nu e întâmplătoare în detalii și în Geneza 4:24 este prima și unica trimitere cu privire la această numerologie. Atunci când Cain a păcătuit,
ca cineva să nu-l omoare, Dumnezeu a pus un semn. Și Dumnezeu, după ce a stabilit semnul, a spus, Cain va fi răzbunat de 7 ori. Iar Lameh, care era un descendent al lui Cain, urma să fie răzbunat de 70 de ori câte 7. Cine făcea rău lui Cain, avea să fie răzbunat Cain de 7 ori pentru acel rău. Și cine făcea rău lui Lameh de 70 de ori câte 7. Și de aici înțelegem că această numerologie, 70 de ori câte 7, reprezintă o exprimare a blestemului. Atât în Vechiul Testament, observăm că întotdeauna blestemul era pe seama omorurilor, în mod special. Dar vreau să vă spun că în Noul Testament, aceeași cifră vorbește despre faptul că reprezintă o binecuvântare, iertarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și aceasta nu omoară, ci aceasta dă viață. Acum aș dori să vă spun că există un al doilea fel de a interpreta, spun pe de altă parte alții că cifra aceasta reprezintă un greu al calculului omenesc. Nu pentru că ar fi greu să mulțim, să fie un 490 de ori, ci pentru faptul că ar fi atât de greu să ajungem să calculăm până la 490 de ori greșeala semnului nostru. Știți, numărăm o dată, de două, de 9 ori, dar ajungem la o oarecare cifră de 10, poate chiar 100, 200, 300, 400, dar până să ajungem la 490 de ori, probabil că ni se încurcă calculele și atunci ne va fi atât de greu încât vom spune o luăm de la capăt sau nu mai ținem calculele. Sigur că cea mai probabilă interpretare este faptul că în poporul evreu cifra aceasta de 490, numărul acesta de 490 reprezenta suveranitatea lui Dumnezeu, reprezenta desăvârșirea lui Dumnezeu, reprezenta plenitudinea lui Dumnezeu. 70 de ori câte 7. Și aceasta înseamnă infinitate. Nu mai calcula de câte ori trebuie să ierți pe fratele tău, îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Iartă-l fără calcule. Pentru că cu siguranță și tu vrei să fii iertat fără de calcule. Și atunci Domnul Iisus Hristos, pe seama acestei relatări, unui răspuns pe care îl dă, redactează o frumoasă pildă. Și așa debutează și versetul 23, printr-o locuțiune adverbială de aceea. Pe seama acestui răspuns a apărut această relatare. Și aici intrăm în textul propriu-zis al pildei, unde ni se spune că împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, care sunt una și aceeași, se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Noi știm că împăratul îl reprezintă pe Dumnezeu. Robii săi sunt reprezentați de toți credincioșii Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că datoriile sunt și ele cu două direcții. Există o datorie față de Dumnezeu, pe care noi nu o puteam achita. Este vorba despre o sumă foarte mare și există o datorie de la semeni către noi, pe care o pune într-un contrast exorbitant. O datorie foarte mare față de o datorie foarte mică. Și în privința aceasta, mă gândeam să învățăm câteva lecții. Pentru că prima dintre lecțiile acestea am bătătorit-o de multe ori, spunând că noi trebuie să iertăm ca să fim iertați. Și așa spune în Matei, capitolul 6, versetul 12. Dar vreau să vă spun că noi, în primul rând, și prima lecție pe care o învățăm de aici, este dată de faptul că noi trebuie să iertăm pentru că am fost iertați. E adevărat că noi trebuie să iertăm și pentru că suntem iertați. Pentru că iertând vom fi iertați. Și cine a ajuns să beneficieze de iertarea lui Dumnezeu și iartă la rândul său, va beneficia în continuare de iertarea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că noi trebuie să iertăm în primul rând pentru că noi deja am fost iertați. Și numai gândindu-ne la acest calcul, este un calcul exorbitant, sunt 10.000 de galbeni. 10.000 de galbeni reprezintă 10.000 de talanți. Talantul avea aproximativ 32 de kilograme. Un talant avea 32 de kilograme. Imaginați-vă 10.000 de talanți. Este calculabilă suma aceasta, un kilogram, dacă am calculat numai în aur,
ajunge până la suma de 54.000 de euro. Imaginați-vă să calculăm 32 de kilograme de aur înmulțite cu 10.000 de talanți. Ce sumă extraordinară! Aproape 17 milioane de euro. Sigur că reprezintă cu mult mai mult iertarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Însă aceasta ar fi doar o calculare omenească a talanților, a banilor pe care îi datora acest om. Însă vreau să vă spun că, mai mult decât atât, era o datorie foarte mică aceea pe care o avea de iertat. Și atunci vreau să vă spun, în primul rând, pentru că noi am fost iertați, suntem datori să iertăm și noi la rândul nostru. Știți, dacă n-am fi conștienți de iertarea lui Dumnezeu, probabil că Dumnezeu nu ne-ar cere să iertăm. Însă pentru că Dumnezeu ne-a făcut conștienți de cât de mari au fost păcatele din viața noastră, suntem datori și noi să iertăm păcatele semilor noștri față de noi. Noi spunem, ne-a greșit foarte mult, dar adevărata întrebare este cât de mult am greșit noi lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi stat să calculeze pentru fiecare dintre noi, echivalând cât iertăm cu cât a iertat El, atunci noi n-am putea niciodată să fim iertați pe deplin. Dar Dumnezeul care ne-a iertat pe deplin ne cere să iertăm și noi pe semenii noștri pe deplin. Și ți-am ajuns la concluzia că suma aceasta de 100 de lei, 100 de lei, un leu de fel în Matei, ni se spune că reprezenta munca unui om pe zi, tocmit. Vreau să vă spun că a reprezentat cam 20 de zile pe lună, cam 5 luni de muncă. Cam atâta datorie avea. Cu un minimum așa pe economie, net în mână, ar fi undeva la vreo 1700 de euro. Vă imaginați 1700 de euro față de 17 milioane de euro. El de atât a fost iertat și atât n-a putut ierta. Și Dumnezeu ne cere nouă să iertăm în comparație cu cât a iertat El, foarte puțin, pentru că El a iertat foarte mult. Și vreau să vă spun că de multe ori noi nu putem ierta nu din cauza multului, din cauza puținului. Cei mai mulți dintre noi ne blocăm în iertarea noastră din cauza nimicurilor. Că m-a privit așa, că mi-a vorbit așa și sigur că multe dintre ele sunt păreri de ale noastre. Vreau să vă spun că dacă am privi pietricelele astea de care ne-am împiedicat atâția ani de zile în iertările noastre, ne-am amuzat de noi și am rămâne uimiți cât de șiret este diavolul în a ne prinde mreaja neiertării pentru a ne bloca pentru totdeauna de împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să învățăm să iertăm, pentru că Domnul Iisus Hristos a iertat tot. Nu înseamnă să te faci că nu știi că ai de iertat. Domnul Iisus Hristos știa că e de iertat și a spus, Tată, iartă-i! A cerut iertare. El n-a greșit de fel. Nu i s-a adus nicio notă de plată. N-avea niciun păcat în el. Și totuși el a iertat păcatele întregii omeniri. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost și om în natura lui. A venit pe pământul acesta să ne demonstreze că se poate în natura noastră de oameni să iertăm. Și a făcut atât de mult bine. A făcut numai bine. A făcut la toți bine. Și s-a făcut atât de mult rău. A primit de la toți rău și numai aproape rău i s-a făcut. L-au pus pe o cruce când el a adus oamenilor tot ce a avut de câștigat omenirea. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a putut să ceară iertare și noi nu putem să cerem. Uneori, ca să putem să învățăm să iertăm, trebuie să învățăm să ne rugăm. Pentru că știți că iertarea se câștigă prin rugăciune. Când s-a rugat Domnul Iisus Hristos, a început să se roage, pentru că atunci când ne rugăm, atunci Dumnezeu ne dă puterea să și iertăm. Și vreau să vă spun că atunci când vrem să iertăm, găsim întotdeauna argumente. Când nu vrem să iertăm, găsim atâtea contraargumente. Dar dacă am ști și am dori, am ajunge să iertăm. Vezi, Tată, iartă că și nu știu ce fac. Când un om vrea să ierte, va găsi circumstanțe atenuante, va ști cum să acopere neputința unui om, greșeala unui om, chiar păcatul unui om. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți, în primul rând, să iertăm. Și aceasta este prima învățătură. Pentru că noi deja am fost iertați. În al doilea rând, noi trebuie să iertăm, pentru că avem tovarăși care vor vedea dacă am iertat sau nu. Versetul 31 spune, când au văzut tovarășii lui cele întâmplate. Aș vrea să vă spun că oamenii se uită la noi. Și dacă nu învățăm să iertăm, oamenii la rândul lor ne vor urmări
și vor duce mai departe ceea ce am făcut. Spune Matei 18:31, când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Îmi amintesc că Domnul Iisus Hristos, când a ajuns la locul numit Căpățâna, Luca 23, versetul 33, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Și versetul 34 spune că Domnul Iisus Hristos se ruga și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iar de la versetul 35 până la versetul 43 se vorbește despre doi tâlhari, care atunci când au auzit rugăciunea Domnului Iisus Hristos în vederea iertării, unul dintre ei a reacționat negativ, dar celălalt a reacționat pozitiv, pentru că nu toți tovarășii vor reacționa la fel. Dar vreau să vă spun că cel care a văzut unul dintre tâlhari a reacționat negativ și unul a reacționat pozitiv. Mi-aș dori să nu fim ca cel care a reacționat negativ, ci să fim cu toții ca cel care a reacționat pozitiv. A spus atunci, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta, pentru că mai înainte rostise afirmația pocăinței. Pentru noi este drept. Dar pentru el nu este drept, pentru că omul acesta n-a făcut niciun rău. Și în momentele acelea a auzit cuvintele adevărate, spun că azi vei fi cu mine în rai. Pentru că ceea ce l-a copleșit pe acest om să facă această solicitare a fost faptul că a văzut pe cineva care putea să ceară iertare. Este imposibil când cineva este huiduit în felul acesta și nu pe drept, ci pe nedrept, să poată să spună atâta har, atâta iubire, atâta iertare să se vadă pe chipul lui, să se audă din buzele lui. Nu există omenește așa ceva, pentru că spunea un gânditor, Alexandru Pope, a greși omenește, dar a ierta este dumnezeiește. Și în momentul acela, tovarășul care a reacționat pozitiv față de cel care a reacționat negativ, văzând lucrul acesta, a luat atitudine și a beneficiat de altitudine cu Dumnezeu. În al doilea rând, noi trebuie să iertăm, pentru că avem tovarăși care vor vedea dacă iertăm sau dacă nu iertăm. Vă amintiți de Ștefan în Fapte 7:60, când a strigat după ce a îngenuchiat și a spus, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta? Ni se spune mai târziu, în aceeași carte, Faptele Apostolului, capitolul 22, versetul 20, că era unul acolo care păzea hainele celor care îl împroșcau pe Ștefan cu pietre și atunci omul acesta, după ani de-a rândul, a rămas marcat de iertarea pe care a putut să o ceară Ștefan la Dumnezeu. Un tovarăș care a văzut acolo, care era în zona negativă, dar a ajuns mai târziu în zona pozitivă, probabil și datorită acestei iertări pe care a solicitat-o acest om al lui Dumnezeu, Ștefan, în rugăciune, care era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt, să putem să cerem iertare chiar și în cele mai grele momente, pentru că dacă atunci când ne e bine nu putem să iertăm, nu vom putea să iertăm atunci când ne e greu. Și noi vor vedea oamenii la greu, nu la bine. Vor fi cu ochii ațintiți spre noi, vor căuta să vadă dacă putem să iertăm sau dacă suntem ca și ei. Aici se vede diferența trăirii noastre cu Dumnezeu. Dacă am ajuns să semănăm cu Fiul lui Dumnezeu, vom ajunge acolo unde este Fiul lui Dumnezeu. Și Ștefan l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui, ca într-o tribune atunci când se dă cea mai mare bătălie. Însuși Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat pentru el, ca să-l încurajeze, să-i spună, adu-ți aminte că într-o zi am strigat, Tată, iartă-i! Și atunci Ștefan a spus, Doamne, nu le ține seamă păcatul acesta. Și Ștefan a dormit, pentru că cine iartă, doarme bine. Cine nu iartă, are coșmaruri. Și coșmarul devine nu doar în zona viselor, devine în zona realității. Zi de zi, noapte de noapte. Dumnezeu să ne ajute pe toți să iertăm. În primul rând că am fost iertați. În al doilea rând că avem tovarăși care ne urmăresc. Și dă mai departe vestea. Și putem schimba dacă noi învățăm să iertăm. Iertarea, spunea un gânditor, reprezintă parfumul pe care îl lasă santalul atunci când este secerat de secure. Parfumul acela picură și în jurul lui răspândește parfumul, ca și cei ce trec pe acolo să vadă acea frumusețe și să rămână și pe securea cel care l-a tăiat. Cel mai mare secret în iertare este să nu vedem iertarea ca un lucru greu în viață, ci să vedem ca un lucru ușor. Să așteptăm, plăcut să ne fie. Ocazia ne-o dă Dumnezeu unora dintre noi
în cele mai grele momente ale vieții noastre, dar atunci când suntem opresați, atunci avem cea mai mare oportunitate să lăsăm în suferință să curgă parfumul iertării. Pentru că prin locul pe unde a fost santalul, vor trece oamenii și vor mirosi acea miriasmă. El nu răspândește miasmă, răspândește o miriasmă pe care oamenii mai târziu și-o vor aminti. Să ne facă Dumnezeu pe toți răspânditori de parfum și să ne lăsăm uneori răniți. Pentru că din rănile Domnului Iisus Hristos a ieșit vindecare și din rănile noastre va trebui să iasă vindecare. Lasă cicatricea aceea care încă mai sângerează să curgă, pentru că pe urmele pe care le lăsa prin picăturile tale vor veni oameni care vor păși și vor gusta frumusețea iertării pe care ai lăsat-o. Când iertăm, ne câștigăm și pe noi, îi câștigăm și pe alții. Să știți că cine nu iartă este întotdeauna un om inferior. Dar cine iartă întotdeauna este un om superior. Mă gândeam că trebuie să iertăm în al treilea rând, pentru că așa putem rămâne iertați. Ne spune versetul 34, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Omul acesta a datorat cândva, i s-a iertat datoria și pentru că nu i-a iertat, a ajuns să rămână neiertat. I-a revenit datoria pe care o avea. El în timpul acesta n-a mai acumulat altă datorie. Dar pentru că a avut o datorie în trecut, a avut posibilitatea să îi se ierte și s-a dat oportunitatea și el la rândul lui să ierte și a refuzat și n-a iertat, atunci a ajuns să primească din nou datoria. Și vreau să vă spun că vom ajunge să fim datori câtă vreme nu respectăm datoria de a ierta. Neiertarea atrage mânia stăpânului. Mai înainte i s-a făcut milă de el, versetul 27. Dar de data aceasta, din milă a trecut în mânie. Și grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui din. Un om care nu iartă va cădea sub incidența mâniei lui Dumnezeu. An de-a rândul pasă peste mânia lui Dumnezeu peste el. Și aceasta se va întâmpla prin faptul că va fi chinuit și mânia lui Dumnezeu și mâna chinuitorilor. Și ne uităm în viața multora, pentru că ei, chinuitorii, pot să reprezinte pe de-o parte anumite boli. Sunt oameni care nu iartă și din cauza neiertării se îmbolnăvesc. Cu siguranță că și din punct de vedere medical, oamenii care nu iartă se îmbolnăvesc, pentru că există științific demonstrat lucrul acesta. Un om care nu iartă suferă de multe ori de artrită. Un om care nu iartă face ulcer la stomac. Un om care nu iartă intră în depresie. Neiertarea aduce mâna chinuitorilor în viața noastră. Oameni care cer ungerea de zeci de ori și nu primesc iertare, indiferent cine arunge, pentru că vreau să vă spun că neiertarea reprezintă o mână care împiedică ungerea lui Dumnezeu peste viața noastră. Mai mult decât atât, de lângă povestea aceasta neiertării, se vede mâna chinuitorilor prin bol, dar se vede mâna chinuitorilor și prin duhuri care apasă pe oameni. Nu mai au liniște, nu-i mai vezi bucuroși, există în inima lor o apăsare ca de pipiric, cu capul plecat, totdeauna târâți în neputințe. Sunt niște duhuri care exercită o forță a neiertării asupra lor, de unde nu se mai pot desprinde. Asta face neiertarea în viața omului. Un om care nu iartă ajunge chiar și de diavolul să fie oprimat. Oameni posedați de cel rău, care dacă nu iartă astăzi, nu iartă mâine, se otrăvesc pe ei înșiși. Că spunea cineva, neiertarea reprezintă o travă pe care ți-o administrezi ție însuși și ai vrea să omori pe vrăjmașul tău. Nu se poate! Când un om nu iartă, spunea Sfântul Augustin, pe un om rău adaugă încă un om rău și acela este el. Neiertarea ne face proprii prizonieri în propria închisoare. Apasă mâna lui Dumnezeu peste noi, mânia lui Dumnezeu, mâna chinuitorilor peste viața noastră. Și vedem o muncă de datornic o viață întreagă. A trebuit să-i se restituie toată datoria și nu va fi scăpat până nu va plăti până la capăt. Cine iartă este un om sănătos. Are șansa să nu se îmbolnăvească de aceste boli și nici Dumnezeu nu trimite altele peste el. Cine iartă, face economie. Economie de timp. Vedeți, când nu iertăm, ne pierdem atât timp să ne frământăm,
cum am putea să ne răzbunăm? Face economie și de resurse. Nu se mai agită, nu mai aleargă, nu mai caută să-i demonstreze lui o economie extraordinară a omului care învață să ierte. Dacă a fost în introducere o parte de context, apoi am avut câteva învățături. În încheiere aș vrea să vă spun că trebuie să învățăm să iertăm pe toți. Spune versetul 28. Robul acela, când a ieșit afară, a văzut pe unul din tovarășii lui de slujbă. Un gânditor rosea afirmând că ne este mult mai ușor să iertăm pe un dușman decât pe un tovarăș. Ei sunt întotdeauna lângă noi și ajungem să îi privim ca o povară în iertare. Ne-a greșit copilul, ne-a greșit soțul, ne-a greșit soția. Te intersectezi atât de des cu ei, tovarășul de slujbă, în biserică poate, la locul de muncă, la școală. Va trebui să învățăm să iertăm pe toți, pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe toți. Iertăm ușor străinii, dar foarte greu iertăm semenii. Dar acolo e testul nostru, pentru că e ușor să ierți pe unul cu care nu te mai întâlnești toată viața, dar e mult mai greu să ierți pe unul cu care te întâlnești în fiecare zi. Dar nu e imposibil. În al doilea rând, va trebui să învățăm să iertăm totul. Versetul 33 spune, oare nu se credea să ai și tu milă, cum am avut eu milă de tine? A iertat totul, a cerut să ierte totul. El n-a iertat nimic, dar dacă ierta pe jumătate, tot nu era bine, că suntem mulți dintre noi care spunem, mă, iert, dar până aici. De aici încolo nu mai pot să iert. S-a atins de ce avem mai scump, s-a atins de soție, s-a atins de copil, s-a atins de slujirea mea. Dar va trebui să învățăm să iertăm tot. Pentru că spunea Lev Tolstoi, iartă totul, altfel n-ar mai fi iertare. Și completa Sfântul Ioan Gură de Aur. Când vom ierta totul, vom câștiga totul. Când nu vom ierta totul, vom pierde totul. Măcar că am crezut că am iertat aproape tot. Va trebui să iertăm în al treilea rând din toată inima. În încheiere, versetul 35 spune tot așa, o va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. E foarte important să reușim să închidem poarta iertării după ce am acordat toată iertarea. Pentru că ceea ce n-a trecut nu va trece niciodată și cu cât iertăm mai târziu, va fi prea târziu în iertare. Cine nu iartă repede, e greu să mai ierte. Spune un gânditor, omul înțelept iartă repede pentru că înțelege valoarea timpului și nu vrea să piardă timpul cu neiertare. Dumnezeu iartă, e gata să ierte, rapid. Neemia 9:12, a doua parte, dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți. Dumnezeu e pregătit să ierte, numai noi să venim la El. Să știți că și oamenii din jurul nostru, mulți dintre ei sunt pregătiți să fie iertați. Dar nu suntem noi gata să iertăm. Și dacă iertăm rapid, să nu obosim rapid. Isaia 55 cu versetul 7 spune să se lase cerul de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Am obosit să mai iertăm. Probabil cândva iertarea reprezenta un prezent, acum e doar un trecut și viitor nici atât. Dumnezeu ne spune să nu obosiți, odihniți-vă în Dumnezeul care iartă și nu obosește iertând. În Evrei 9:22 ni se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Uneori ca să putem să iertăm, trebuie să învățăm să ne sacrificăm, să mai lăsăm de la noi, să lăsăm să curgă sângele uneori în lăuntrul nostru, dar ca să vedem pe alții vindecați. Știți, noi spunem că dacă iertăm, suntem slabi. Vreau să vă spun că cel care este tare e omul care iartă. Și spune Psalmul 130 cu versetul 4, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Noi spunem, nu-l iert ca să se teamă de mine. Dar știți că de bia atunci când iertăm pe un om, omul se va teme de noi.
Ceea ce câștigă greutate în fața unui om este iertarea. Cea mai mare ușurătate este neiertarea. Am observat de fel că ei copiii, care sunt atât de mici, totuși dovedesc că sunt atât de mari. Și nu întâmplător începe capitolul 18 cu preocuparea ucenicilor. Care este cel mai mare în împărăție? Și apoi iau un copilaj, Domnul Iisus Hristos, îl pune în mijlocul lor și spune, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ei copilașii știu să ierte foarte repede. Copilașul pe care Dumnezeu ni l-a dat este o dovadă a faptului că în câteva momente, după ce lui nu-i place, reușește să ajungă să se facă plăcut prin faptul că te ia în brațe și simți iertare, iubirea lui. Noi trebuie nu numai să ajungem să iertăm, noi trebuie să fim agenți a iertării între oameni. Să ne formeze Dumnezeu o agenție spirituală, să învățăm să iertăm și să oferim cadrul potrivit pentru a fi iertați oamenii. Știți, se povestea cu un copilaș într-o zi și a văzut tata și mama certându-se. Și atunci, cu lacrima pe obraz, s-a dus în cameră și s-a gândit ce tristă-i viața. N-a trecut mult timp și s-a reîntors din cameră cu un zâmbet în colț de gură. Și în timp ce tata și mama s-au dus în două camere diferite pentru că nu se mai puteau ierta, că iertarea ne separă, neiertarea separă, iertarea adună. S-a dus și a scris un bilețel pentru tatăl și l-a pus la capul tatălui, prin care spunea, te rog frumos să mă ierți. A scris și un bilețel și l-a pus la capul mamei și a spus, te rog frumos să mă ierți. Și imaginați-vă că dimineața când s-a trezit tatăl, a văzut bilețelul și a spus, soția a cerut iertare. Și a ieșit bucuros din cameră să se întâlnească pe hol cu ea. Soția când a văzut biletul și a văzut scris, a zis, soțul a cerut iertare. Și a ieșit bucuroasă din cameră, s-a dus pe hol să se întâlnească cu el. S-au luat în brațe. Și atunci copilașul, ieșind din camera lui pe hol, a zis, așa vă vreau. Pentru că cineva a fost un agent care a creat iertare. Nu mai aștepta să-l uiți ca să poți să-l ierți. Iartă-l și îți garantez că nu te va uita. Dacă nu-l ierți, s-ar putea să te uite, dar dacă îl ierți, nu te va uita. În Marcu 11, versetul 25 spune, și când stați în picioare de vă ruga să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Ceea ce-i mai frumos este faptul că Dumnezeul nostru este dispus să ne ierte, dar așteaptă ca noi să iertăm. Îmi amintesc că a fost o vreme când a venit o soră și mi-a spus, frate Alexandru, un doctor stomatolog care mi-a făcut o lucrare, după un timp de bucurie, a venit un timp de tristețe, pentru că mi s-a distrus lucrarea dentară și atunci a trebuit să mă gândesc ce am să fac. Bani nu mai aveam, cu greu am plătit banii aceia și Dumnealui nu mai voia să-mi restituie niciun ban. Sigur, n-a trecut mult timp și mi-am dat seama că e atât de compromisă încât nu mai pot să mai fac nimic pentru ea. Ce am să fac? Să-l dau în judecată. Și s-a spus acestei surori, iartă. N-a trecut mult timp și Dumnezeu a îngăduit să ne testeze și pe noi, că uneori ceea ce vorbim va fi verificat. Și cineva ne-a lovit autoturismul. Nu după mult timp a venit și ne-a căzut în genunchi și ne-a spus, te rog să mă ierți, nu mă da în judecată. Am părinți bolnavi, am copii de crescut. Și atunci în mintea mea, Dumnezeu mi-a amintit testul pe care l-avea sora și care a venit și la fratele. Dumnezeu ne va proba pe toți dacă iertăm. Și dacă n-am iertat, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să iertăm. Nu știu pe cine nu poți ierta. Însă vreau să vă spun că nu există nimeni pe care să nu-l putem ierta dacă vrem să iertăm. Pentru că Dumnezeu a vrut să ierte
a iertat întreaga omenire, o datorie colosală. A noastră este o datorie atât de nesemnificativă. Avem datornici și prizonieri pe care îi ținem și din nefericire suntem noi mulți dintre ei. Și Dumnezeu în această zi vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi să iertăm. Dar aș vrea să facem o rugăciune în vederea aceasta, că prin rugăciune putem să învățăm să iertăm. Și aș vrea acolo unde sunteți să vă ridicați pe picioare. Și aș vrea să închidem împreună ochii și să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ierta. Și când stăm ridicați, suntem datori să iertăm greșiților noștri. Măcar ridicatul pe picioare să ne determine să învățăm să iertăm. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu în această seară, Doamne, iartă-ne, Doamne Dumnezeule, pentru că n-am știut să iertăm. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că înainte, Doamne, de a învăța noi să iertăm, ai venit Tu, Doamne Dumnezeule, să ne înveți să iertăm. Și n-ai venit teoretic, Doamne Dumnezeule, ai venit practic, Doamne Dumnezeule. Și pe dealul Golgotei, Doamne Dumnezeule, se răsunau cuvintele iertării, Doamne. Ție nu ți-a trebuit, Doamne Dumnezeule, mult ca să ierți. Nici puțin, Doamne, ție ți s-a luat totul, Doamne Dumnezeule. Dar pentru că în Tine aveai totul, Doamne Dumnezeule, ai cerut iertare. Și noi cerem iertare, Doamne Dumnezeule, din cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru noi, Doamne Dumnezeule. Dar cerem, Doamne, putere de iertare și pentru semenii noștri, Doamne. De atâtea ori, Doamne Dumnezeule, am crezut că suntem tari neiertând, dar ne dăm seama cât de slabi suntem când nu iertăm. O, Doamne Dumnezeule, noi trebuie să iertăm că am fost iertați de atât de mult și avem iertat atât de puțin, Doamne Dumnezeule. Noi trebuie să iertăm că avem tovarăși care ne urmăresc la orice pas, Doamne, și dacă noi iertăm și ei vor ști mai departe ce au de făcut. Și apoi noi trebuie să iertăm, Doamne Dumnezeule, ca să nu ni se întoarcă neiertarea, Doamne Dumnezeule. Ca să n-apese mânia Ta peste noi, nici mâna chinuitorilor, Doamne. Vrem să ne vindeci de bol, Doamne Dumnezeule. Vrem să ne protejezi de atacurile demonice, Doamne. Dar știm că atunci când putem să iertăm, vom fi sub protecția iertării, Doamne. De aceea ne rugăm cu toții, Doamne Dumnezeule, dacă avem prizonieri în inimă, Doamne, și cu siguranță că avem, Doamne Dumnezeule, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să iertăm pe toți, Doamne, să iertăm totul, Doamne Dumnezeule, și să iertăm din toată inima, Doamne. Pentru că nu vrem într-o zi, Doamne, să cerem iertare și să fie prea târziu să ni se acorde iertare. Pentru că, Doamne, dacă n-am avut milă, nu vom avea parte de milă. Ca bogatul care a spus, fie-ți milă, dar o viață n-a avut milă. Și noi trebuie să avem milă, numai ca să avem parte de milă, ci pentru că am avut milă de la Tine pentru noi, trebuie să avem și noi de la noi pentru alții, Doamne. Ne-ai îmbelșugat cu milă, Doamne Dumnezeule, Te-ai uitat cu milă și în această zi spre noi. Alții sunt în țărâna pământului, Doamne Dumnezeule. Chiar și dintre copiii Tăi, Doamne, chemat acasă, Doamne, noi încă mai suntem în casa Ta. Cât ne mai trebuie, Doamne Dumnezeule? Au plecat dintre noi oameni dragi, Doamne Dumnezeule. A plecat fratele Candreanu, a plecat fratele Sherman. A plecat sora Ileana, Doamne Dumnezeule, oare care va fi următorul? Dacă vom pleca neiertând, nu vom fi iertați niciodată și nici nu vom mai lăsa în urmă oamenii iertați. Am vrea, Doamne Dumnezeule, să ne cercetăm cât încă mai este timp, Doamne Dumnezeule. Târziul ăsta să nu devină prea târziu, Doamne, și multul să devină prea mult, Doamne, că nu vom mai putea controla starea noastră, pentru că ne controlează o altă sursă demonică, Doamne. Vrem, Doamne, să iertăm, Doamne, pentru că iertând suntem nu omenești, duhovnicești, Doamne. Dacă nu iertăm, Doamne, suntem drăcești, Doamne Dumnezeule. Dar Tu vrei, Doamne Dumnezeule, să căpătăm chipul pe care l-am pierdut odinioară și știm, Doamne Dumnezeule, că chipul Tău, Doamne, l-am văzut în Fiul Tău, care a știut să ierte chiar și pe tâlharul de pe cruce, pentru că nu-i păcat prea mare pe care să-l facem, să nu ne poți ierta. Și pe femeia prinsă prea curvie, Tu puteai să o osândești, dar nici Tu ne-ai osândit-o, nici pe noi nu ne-ai osândit. Iată-ne stând încă, Doamne Dumnezeule, pe picioarele noastre. Nu suntem la oncologie, Doamne Dumnezeule, nu suntem pe alea cimitirului, Doamne. Nu suntem, Doamne Dumnezeule, în țărâna pământului, Doamne, fără să fi avut parte de iertare. Suntem în viață, Doamne Dumnezeule, și când m-o coborâ, dacă vei vrea să ne cobori, vrem să ne coborâm ca niște oameni iertați, că atunci când ne vom ridica la înviere, Doamne,
Așa cum, Doamne Dumnezeule, am semănat, așa vom secera iertarea Ta, Doamne Dumnezeule. Nu-i prea mult, nu-i prea greu, nu-i nimic prea mare. Din nimicuri suntem, Doamne Dumnezeule, neiertare. Dar ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să facem din nimicul acesta, Doamne Dumnezeule, o piatră, nu cu care să aruncăm în semeni, ci pe care să o punem sub picior și să ne urcăm să vedem mai bine cerul. Pentru că cine iartă, Doamne Dumnezeule, este superior. Ajunge să fie de temut, ajută-ne să iertăm grabnic, Doamne Dumnezeule, și să nu obosim, nu numai sprint, ci și rezistență în iertare, Doamne Dumnezeule. 70 de ori câte 7, ce înseamnă, Doamne Dumnezeule? Nu-i blestem, e binecuvântare, că cine iartă și atrage binecuvântarea asupra lui, asupra casei lui și însuși devine o binecuvântare pentru toți oamenii și mai presus pentru cer. O, Doamne, scoate-ne de sub blestemul neiertării, Doamne, și apoi, Doamne Dumnezeule, dacă am fi calcule omenești, Doamne, să ne împiedicăm cu toții până la 490, dar cred, Doamne, că e o cifră a desăvârșirii, a infinității, a dumnezeirii. Am vrea, Doamne, să învățăm să numărăm, Doamne, așa cum numeri Tu lucrurile, Doamne, și să nu mai adunăm oameni care sunt răi, ci noi înșine, Doamne Dumnezeule, să devenim buni. Și unul singur este bun în cer și acela ești Tu prin natura Ta însuți. Și noi, Doamne Dumnezeule, putem să ajungem să fim ca Tine, Doamne Dumnezeule, pentru ca oamenii să vadă, Doamne Dumnezeule, iertarea și la rândul lor să poată ierta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și ne așternem în mâinile Tale, Doamne Dumnezeule. Și plecând, Doamne Dumnezeule, în seara aceasta, înainte, Doamne Dumnezeule, de a ne pune în pat și în seara aceasta și mâine seară și câte seri ne vei mai da, să nu adormim niciodată fără să iertăm. Să iertăm și pe cei de departe, să iertăm și pe cei de aproape. Să putem, Doamne Dumnezeule, să le căutăm mereu argumente, nu contraargumente. Să căutăm, Doamne Dumnezeule, să fim ca Tine, ca într-o zi, să fim cu Tine. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt.